Bună ziua și bun găsit, doamnelor și domnilor. Deschidem jurnalul cu o informație de ultimă oră. Un avion de mici dimensiuni a aterizat forțat la Ceaușu de Câmpie, în județul Mureș. Din informațiile pe care le avem până acum, un bărbat de cetățenie americană ar fi fost rănit. Mai multe detalii ne dă colega mea, Bianca Ogarcă. Bun găsit, Bianca, te ascultăm. Bun găsit, avionul de mici dimensiuni a aterizat forțat în urmă cu foarte scurt timp în localitatea Ceaușu de Câmpie din județul Mureș. În urma impactului cu solul, un bărbat de 55 de ani, cetățean american, a fost rănit ușor. La fața locului a ajuns imediat un elicopter SMURD, întrucât nu se cunoștea cât de gravă este situația victimei. În urma unor controle făcute de medici, aceștia au decis să-l transporte pe cetățeanul american la spital, unde va fi ținut în continuare sub observații. De altfel, încă nu se știe exact dacă cetățeanul american pilota acest avion sau dacă era pasager. Până acum nu se cunoaște motivul pentru care avionul a avut nevoie de o aterizare forțată. Acest lucru urmând să fie stabilit în urma cercetărilor, așadar ancheta continuă și vom reveni cu informații. Mulțumesc, Bianca! Astăzi, Viorica Dăncil a intrat oficial în cursa pentru Palatul Cotroceni și a lansat candidatura pentru funcția de președinte al României în cadrul unui congres de formă cu mai puțin de 1000 de delegați care au votat printr-o simplă ridicare de mână. Pentru prima dată, n-au mai fost transmise invitații către celelalte partide. Cu întârziere de aproape o jumătate de oră, Viorica Dăncilă și-a făcut intrarea îmbrăcată în alb pe acordurile melodiei Eye of the Tiger. Prezidențiabil. Am să supun la vot desemnarea doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă, președintele Partidului Social Democrat, în calitate de candidat pentru alegerile prezidențiale din acest an. Prin urmare, stimați colegi, supun la vot această desemnare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Stimați colegi, dați-mi voie să vă spun că în unanimitate Congresul Partidului Social Democrat a decis să o desemneze pe doamna Viorica Dăncilă, prim-ministru și președinte al partidului, ca și candidat la alegerile prezidențiale din acest an. Congresul a ținut mai puțin de o oră și jumătate, iar singurul invitat a fost Serghei Stanișev, președintele PES. În rest, nu au mai fost transmise invitații către celelalte partide. În contextul tensiunilor cu ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu nu a fost invitat, așa că nici membrii ai altor partide nu au primit invitație pentru a se evita tensiunile. Printre membrii de partid care au fost la congres se numără fostul ministru al învățământului, Ecaterina Andronescu, de curând remaniată. În sală s-a aflat și Ana Birșal, schimbată în urmă cu numai o zi din funcția de ministru al justiției de Viorica Dăncilă. De la adunare nu a lipsit nici Gabriela Firea, care a fost surprinsă într-o discuție cu Florin Iordache. Congresul a fost unul atipic pentru PSD, atât prin proporții cât și prin durată. Dacă de obicei candidatul partidului era desemnat la congrese cu mii de participanți, de data aceasta delegații au încăput într-una din sălile de la Parlament. Sunt mai puternică decât toți acești bărbați care țipă de pe margine și voi fi primul președinte femeie al acestei țări, a fost mesajul Vioricăi Dăncilă la congresul PSD. Candidatul PSD pentru Cotroceni are convingerea că poate câștiga în fața lui Iohannis, amintind că în 2014 Victor Ponta avea 31%, Klaus Iohannis 15% și rezultatul a fost invers. Sunt singurul candidat care își asumă guvernarea țării, care are curajul
și voința de a mișca lucrurile pentru români. Sunt mai puternică decât toți acești bărbați care nu fac altceva decât să țipe de pe margine. Spre deosebire de alții, eu țin cu oamenii, cu cei din rândul cărora vin, pentru că eu nu mă lupt împotriva nimănui, ci pentru români, pentru fiecare român. Viorica Dăncilă a afirmat în discursul rostit, după ce participanții la congres au aprobat în unanimitate candidatura sa la președinție, că își ia puterea și energia dintre oameni, iar congresul este despre România și despre PSD. Ulterior a declarat că nu intră în competiție nici cu Klaus Iohannis, nici cu Dan Barna. De altfel, în timpul discursului susținut în fața socialdemocraților, ea i-a criticat pe actualul șef al statului, Klaus Iohannis, și pe liderul USR. Totodată a subliniat că poate câștiga și că nu se va retrage în favoarea lui Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE. Cu ce se stă avantaj față de președintele Klaus Iohannis, principalul contracandidat sau Dan Barna? Am spus că nu intru în competiție cu domnul Iohannis sau cu domnul Dan Barna. Voi spune un singur lucru pe care nici domnul Dan Barna, nici domnul Iohannis nu l-au. Nu sunt apropiați de oameni. Nu iubesc oameni. Nu merg în rândul oamenilor. Domnul Barna sădește ura în rândul oamenilor. Dăncilă a spus că s-a născut într-un oraș mic și într-o familie de oameni muncitori, că a fost profesor de liceu vreme de 8 ani și că a început să facă politică în PSD, acum 23 de ani, lipind afișe și făcând campanii din ușă în ușă. Candidatul PSD la prezidențialele din noiembrie susține că țara nu poate fi condusă de la Cotroceni sau de la guvern, ci dintre oameni. Pentru cel ce promitea lucrul bine făcut, pare că ceasul a stat de mult. Pentru noi, toți ceilalți, au trecut 5 ani de nimic. Așadar, congresul PSD, total atipic, nu a ținut mai mult de o oră și jumătate. Cu toate astea, delegații s-au grăbit să elibereze sala. La câteva minute după discursul Vioricăi Dăncilă, bătea vântul în Parlament. Colega mea, Alina Sorocean, a urmărit desfășurarea evenimentului și vine acum cu toate detaliile. Bun găsit, Alina! Bun găsit, a fost un congres la care au participat cel mult 1000 de delegați. A durat aproximativ o oră și jumătate și după ce premierul Viorica Dăncilă și-a încheiat discursul, într-adevăr, delegații au plecat imediat. Am văzut și puține discursuri, putem spune, în sală. Mihai Fifor, Eugen Teodorovici și președintele socialiștilor europeni au fost singurele discursuri, pe lângă cel susținut de Viorica Dăncilă, cea care astăzi a fost validată pentru a candida la alegerile prezidențiale. Am văzut în discursul Vioricăi Dăncilă am auzit mai multe soluții cu care vine eventual o parte din programul cu care dorește să meargă la alegerile prezidențiale. Menționa faptul că a început o reformă împotriva criminalității și nu se va opri. A început o reformă în Ministerul de Interne, o reformă care va fi dusă la bun sfârșit. A promis pedepse pentru violatori și pedofili și se va ține de cuvânt, spunea premierul Viorica Dăncilă, cea care în același timp menționează faptul că trebuie să existe și o reformă în educație și sănătate, astfel încât românii să nu fie nevoiți să mai plece afară și să își poată trăi liniștiți viața aici cu salarii decente. Așadar, o ședință destul de scurtă care o validează pe Viorica Dăncilă pentru a candida la alegerile prezidențiale. Pregătirile intră în linie dreaptă, de acum liderii locali vor începe practic campania și chiar mâine premierul Viorica Dăncilă va începe să strângă semnături și să meargă în teritoriu pentru începerea campaniei pentru alegerile la finalul acestui an. Mulțumesc, Alina, iar cu o zi înainte de congres, Viorica Dăncilă a decis să schimbe ministrul justiției pentru a le face pe plac baronilor PSD. Proiectul prin care ar fi fost îngreunată procedura eliberării condiționate i-a scurtat mandatul Anei Bircel la Ministerul Justiției. Ana Bircel nu a vrut să comenteze decizia premierului.
Ați înțeles de ce ați fost schimbată din funcție? Este o decizie a Comitetului Executiv și nu am mai mult nimic de comentat. Considerați că ați fost demisă pentru că a sunat părinții Alexandrei? Iar dacă Ana Birceal nu știe sau nu vrea să spună de ce a fost dat afară de Dăncilă, știu baronii din PSD. Potrivit unor surse politice, Birceal a fost schimbată la presiunea aripii Dragnea din PSD. Modificările incomode aduse codului penal nu le-ar fi fost pe plac multor condamnați care vor să scape mai repede de închisoare. Ordonanța l-ar fi dezavantajat inclusiv și pe fostul șef Liviu Dragnea. Iar Dăncilă a și anunțat că umblă la ordonanța Anei Birceal astfel încât să le facă pe plac baronilor pesediști. Ce se întâmplă cu proiectul pe care chiar ieri doamna ministru, fost ministru al justiției, l-a prezentat, cel privind înăsprirea pedepselor pentru anumite infracțiuni? Proiectul referitor la înăsprirea pedepselor rămâne doar partea care se referă la ceea ce a zis la înăsprirea pedepselor pentru crimă, viol, pedofilie. Am spus că voi face acest lucru și voi duce acest lucru până la capăt. Mai ales că speră ca de acum înainte justiția să fie vegheată de judecătoarea Dana Gârbovan, adică exact cea care a susținut și ordonanța 13 și restul modificărilor aduse de PSD și ALDE legilor penale. Înainte de ședința Comitetului Executiv Național, am avut o discuție cu doamna Birceal în care i-am explicat că i-am mulțumit pentru activitatea depusă și am explicat că vreau să fac această modificare pentru, din aceleași considerente pe care vi le-am enumerat anterior, vreau pe cineva din sistemul de justiție. Am rugat-o pe doamna Gârbovan să vină în această funcție, având în vedere experiența domniei sale și respectul de care se bucură în domeniul justiției. Traian Băsescu spune că mișcarea Vioricăi Dăncilă privind înlăturarea Anei Birceal de la justiție nu este una tocmai înțeleaptă. Fostul șef al statului afirmă că Birceal era un pilon care oferea credibilitate guvernului PSD după ce socialdemocrații au atacat justiția pe toate planurile. Ce au pierdut însă PSD-iștii, guvernul, este legat de credibilitatea doamnei Birceal în Statele Unite. Dacă peste câteva luni doamna Birceal ar fi explicat la Departamentul de Stat că s-au făcut progrese și că una, două, trei, patru, cinci probleme sunt rezolvate, vă asigur că ar fi fost crezută. Deci au pierdut un om foarte credibil în Statele Unite. Fostul președinte Traian Băsescu a arătat că Ana Birceal era o persoană cu care se negocia greu și voia să implementeze integral observațiile venite de la GRECO sau Comisia de la Veneția. Birceal pare o femeie cu care nu prea e de negociat. Și dânsa a spus că va implementa integral observațiile GRECO și ale Comisiei de la Veneția. Acum, și aici rămâne de văzut cât de absolutist trebuie să fii în punerea în aplicarea unor rapoarte, pentru că eu vă pot arăta zeci, sute de soluții date de organisme internaționale pentru România care au fost un eșec în toată perioada de tranziție. Liberalii au reacționat dur după ce Dăncilă a anunțat că o vrea pe judecătoarea Dana Gârbovan la frâiele justiției. Ludovic Orban spune că mutarea este de natură să reînceapă mutilarea justiției. Ludovic Orban amintește că judecătoarea Dana Gârbovan a susținut vehement ordonanța 13 și celelalte modificări aduse legislației penale de PSD și ALDE. Numele lui Gârbovan a mai fost vehiculat la justiție după demisia lui Florin Iordache la începutul anului 2017. Totuși, nici măcar Liviu Dragnea nu a mers până la capăt. În timp ce sute de mii de oameni protestau în stradă împotriva ordonanței 13, Gârbovan se războia cu DNA, calificând ancheta instituției pe tema ordonanței drept un derapaj și cerea o analiză serioasă la nivel de sistem pentru a se stabili care au fost cauzele unui astfel de derapaj. De asemenea, liderul PNL a mai precizat că judecătoarea Gârbovan a participat activ la modificarea legilor justiției, ONG-ul său fiind singurul care a acceptat lucrările Comisiei Iordache. De altfel, Gârbovan a contribuit activ la modificarea legilor justiției, alături de Florin Iordache, UNJR fiind singurul ONG acceptat la lucrările Comisiei Speciale pentru Legile Justiției.
Dana Gârbovan este o susținătoare a secției speciale de anchetare a magistraților, instituție prin care PSD încearcă să terorizeze magistrații. Viorica Dăncilă rămâne marioneta mafiei din partid, care l-a sprijinit pe Liviu Dragnea, frica de justiție rămânând o constantă a activității PSD. A trecut o lună de când statul român a asistat impasibil la răpirea și cel mai probabil la uciderea Alexandrei Măceșanu, o fată de doar 15 ani care a avut ghinionul să treacă pe lângă Gheorghe Dincă. Și de atunci nu s-a mai întâmplat mai nimic, în afara faptului că Gheorghe Dincă este după gratii în arest preventiv. Tragedia de la Caracal este radiografia unui dezastru. Toate autoritățile implicate au bifat ireproșabil toate căsuțele imaginabile ale incompetenței desăvârșite. Unchiul Alexandrei susține la o lună după dispariția Alexandrei că se simte neputincios în fața unui stat incapabil să își apere cetățenii. În primul rând este un sentiment de furie și de neputință în raport cu Alexandra și cu imposibilitatea de a o salva la timp. În doilea rând este o frustrare că am ajuns să trăiesc într-un stat unde instituțiile, iată, sunt absolut, să spunem, incapabile, ca să nu le acuz de mai mult, să-și protejeze cetățenii în situații critice. Până și în cazul alertei acestea false, le-a luat atâtea ore să o identifice pe această tânără. În ziua de 25 iulie, la ora 11:05, Alexandra a reușit să sune la 112. A făcut-o de 3 ori, degeaba. Cu ocazia discuției telefonice cu Alexandra, deși victima dădea semne de teamă și pericol, operatorul 112 prezintă un interes scăzut pentru aflarea acestora, cerându-i Alexandrei să lase linia liberă. Se mai arată în raportul Ministerului Afacerilor Interne. Au trecut 19 ore de la apelul Alexandrei la 112 și intervenția poliției în casa lui Dincă. Oamenii legii au invocat că ar fi avut nevoie de mandat de perchiziție pentru a pătrunde în casă. Procurorii de la Caracal, cel puțin, și bănuiesc că nu sunt singuri din țară, de la parchetele locale, se cred niște dumnezei. Ei sunt cei care decid viața și soarta oamenilor și de cele mai multe ori, iată, s-a dovedit și aici, o să dovedesc eu și în altă parte, o să vedeți în săptămâna următoare. Nu dau doi bani. Nu dau doi bani nici pe mine, nici pe dumneavoastră, pe nimeni din cei care nu, de fapt, nu le dau un avantaj pentru a-și face datoria, deși au un salarii mai mare decât toți cei din sistemul bugetar. Au urmat demisii și demiteri în lanț. Nicolae Mirea, fostul șef al poliției Caracal, a fost demis pe 26 iulie. A făcut cerere de pensionare. Inspectorul adjunct IPJ Olt, Nicolae Eugen Alexe, a fost demis de șeful poliției române în aceeași zi. Alexe este cel care i-a sunat pe interlopi după apelurile Alexandrei la 112. La o lună de la tragedie, ministrul afacerilor interne Mihai Fifor anunță ultimele măsuri. O primă măsură după tragedia de la Caracal a fost să instituim la inițiativa prim-ministrului Viorica Dăncilă un comitet interministerial privind 112, care a venit deja cu un pachet de măsuri de îmbunătățire a acestui serviciu. O altă măsură importantă a fost elaborarea unui cadru normativ prin care să combatem fenomenul criminalității. Toate aceste prevederi sunt finalizate, iar Partidul Social Democrat va merge cu ele în Parlament chiar săptămâna viitoare. Gheorghe Dincă rămâne singurul suspect principal. Acesta a recunoscut că le-a ucis pe cele două fete, Alexandra și Luiza, dar momentan anchetatorii au date certe doar în cazul Alexandrei. Alte rămășițe osoase carbonizate, descoperite de anchetatori și despre care s-a presupus că ar aparține Luizei, nu au putut fi identificate. Noi acuzații grave la adresa polițiștilor de această dată la Buzău. Un tânăr susține că a fost bătut de oamenii legii în sediul poliției, fără să fie vinovat de vreo infracțiune. Îmi dai buletină, da? Da. Pentru. Păi pentru. Cum pentru? Pentru ce-am că făcut? Ești o persoană suspectă prin ce? Faptul că semeni cu o persoană suspectă, o persoană urmărită, căutată, da? Te rog frumos să închizi telefonul. Nu-ți spuneți dumneavoastră ce să fac. Te rog frumos să dai buletinul acum, da? Da, vi-l dau buletinul. Dar nu pune legitime sau ce? N-au zis că dau buletinul. Tânărul care nu înțelege ce au polițiștii cu el în gară a decis să filmeze incidentul. Înconjurat de cei trei agenți de poliție, bărbatul spune că face ce vor ei și se legitimează conform legii. Însă cere să știe de ce este legitimat, dacă a făcut ceva. Moment în care atitudinea agenților se schimbă rapid. Închide telefonul, am spus. Nu închide niciun telefon. Hai la post. Haideți la post. Hai la post, da. Da, merg. Discuția continuă în aceeași direcție, până când agenții ajung cu tânărul în secția de poliție din gara Buzău, unde agenții îl presează în continuare să închidă telefonul. Tânărul a declarat că a fost bătut în secția de poliție, fiind lovit la coaste și peste picioare.
Nu las cu băi. Nu las niciun telefon. Deci nu las. Îl bag în ordinar, poate scrie și la mamă. Scoți telefonul de acolo și îl închizi. Nu. Este obligația ta să-l închizi, dacă nu se ia cu vot. Deci, nu țipați, vă rog frumos, ce nu e la mine. Nu țipați la mine, vă rog frumos. Incendiu puternic la un depozit de lemne din județul Sibiu. Mai multe echipaje de pompieri militari s-au luptat cu flăcările pentru a stinge focul care se extinsese pe o suprafață de 500 de metri pătrați. Detalii suplimentare aflăm de la purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, doamna Alina Voina. Bună ziua! Bună ziua! Ce informații aveți? Momentan, peste 12 pompieri militari cu 3 autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor medical calificat SMURD, împreună cu membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Curajului, intervin pentru lichidarea incendiului, care, exact cum ați menționat dumneavoastră, se manifestă pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Au fost afectate de incendiu aproximativ 6 metri cub de lemne, 3 utilaje agricole, aproximativ 2000 de balote fân pe o suprafață, cum am spus, de 500 de metri pătrați. A fost cineva rănit? Momentan nu sunt semnalate victime. Am înțeles. Și cam în cât timp estimați că se va lichida focarul? Din informațiile furnizate de colegii mei de la fața locului, aproximativ o oră se va lichida incendiul. Am înțeles. Mulțumim foarte mult! Cercetările se extind în cazul lui Bogdan Drăghici, acuzat de viol și agresiune sexuală. Anchetatorii au chemat la audieri mai mulți părinți ai căror fete ar fi fost la consiliere la președintele asociației Tata. Potrivit unor surse din anchetă citate de jurnaliștii de la Libertatea, există suspiciuni că Drăghici ar fi făcut mai multe victime. În cazul lui Bogdan Drăghici, președintele asociației Tata, acuzat că și-a violat una dintre fiicele vitrege, există suspiciunea că numărul victimelor ar fi de fapt mai mare. Încă de la primele declarații ale fostei soții au apărut informații că ar fi agresat sexual o altă fiică, o nepoată și o prietenă a fetelor, care a fost cu Drăghici într-o excursie. Potrivit unor surse din anchetă citate de jurnaliștii de la Libertatea, în afara respectivelor fete ar exista și altele, copile cu vârste cuprinse între 10 și 13 ani, față de care Drăghici ar fi avut un comportament neadecvat sau mai grav, pe care le-ar fi atins într-un mod nepermis. Anchetatorii ar fi deja în posesia unei declarații a unui bărbat care i-a cerut sprijinul lui Drăghici în perioada divorțului. Acesta a povestit că au existat momente în care fiica lui minoră ar fi rămas singură cu bărbatul și că ea i-a relatat atunci că Drăghici s-a comportat ciudat. La vremea respectivă nu a crezut-o, dar acum, după arestarea acestuia, a reconsiderat ce-i spusese fiica sa. Tot pe lista unor persoane ce vor fi audiate în perioada următoare se află și unele dintre fostele vecine ale lui Drăghici, fete pe care acesta le-a meditat la matematică în școala generală. Bogdan Drăghici a fost reținut pe 20 august și arestat preventiv o zi mai târziu, fiind pus sub acuzare pentru viol și agresiune sexuală. Vremea face ravagii în vestul țării. O ploaie de doar câteva minute a transformat orașul Arad într-o mică Veneție. Străzile au devenit adevărate lacuri, iar șoferii abia au mai putut circula. Zeci de minute a fost haos pe drumurile din oraș. Așa au arătat mai multe cartiere din Arad după ploaia torențială de aseară. Străzile au devenit navigabile, spre disperarea locuitorilor. Oamenii spun că ploaia nu a fost anunțată și nu a fost emis niciun cod de avertizare, iar pe străzi s-a instalat haosul. În mai multe zone, circulația a fost întreruptă complet, deoarece apa ajungea la aproape un metru adâncime. Iar meteorologii au emis o informare meteo și anunță temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă a anului. Temperaturile vor trece de 35 de grade, iar oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările în cursul amiezii. Weekend de foc pentru toată România. Un val de caniculă se va abate peste țara noastră, iar temperaturile urcă până la 36 de grade Celsius ziua. Disconfortul termic va fi foarte ridicat, iar nopțile de asemenea vor fi călduroase. Se vor înregistra temperaturi maxime ce se vor situa frecvent între 32 și 34 de grade Celsius, mai ridicate spre 35-36 de grade local în Oltenia și Muntenia și izolat în Banat și Crișana. Mai ales în capitală, temperaturile vor fi greu de suportat, iar bucureștenii sunt sfătuiți să nu iasă la plimbare în orele amiezii. Noi ăștia mai în vârstă suntem obișnuiți. Problema e cu tineretul.
Venim ziua în parc. De obicei mi-acopăr capul, azi am plecat în grabă și nu mi-am acoperit. Apă cât mai multă și cam atât. Plecăm de acasă, ne plimbăm, venim într-un parc. Bem un suc rece, ceva, piscină, aquamagic, eventual. Bine, acum ai spus și tu, Veri, și în curând scăpăm de căldură. Vara asta, cel mai bun prieten al meu a fost aerul condiționat. Asta clar. Nu cred că puteam să supraviesc în București fără el. Mor de căldură și nu suport căldură. Dar astăzi parcă e mai cald ca ieri. Însă dacă în București oamenii vor resimți din plin canicula, pe litoral vremea va fi perfectă pentru plajă și baie în mare. În acest weekend pe litoral se anunță o vreme frumoasă, cu multe intervale însorite, probabilitatea de apariție a ploilor destul de redusă, aș exclude de tot, însă vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, iar dacă vorbim de regimul termic din zona litoralului, vă pot spune că în aer vor fi cam 28-29 de grade Celsius. Spectacol pe cerul capitalei la aeroportul Băneasa, peste 150.000 de oameni participă la cel mai mare miting aviatic al anului. În total, peste 100 de aparate de zbor și 150 de piloți vor evolua pe cer. Colega mea, Gabriela Mihai, este acolo și ne spune mai multe. Bun găsit, Gabriela! Am găsit un spectacol aviatic neîntrerupt, pentru că încă de la ora 10 și până diseară la ora 21 vom putea avea ce admira pe cerul capitalei. În aceste momente, vedeți în imagine, două elicoptere de tip IAR-99 și ulterior vor performa alte elicoptere de tip IAR-316. De altfel, nu sunt singurele pe care le puteți vedea. În continuare vom avea posibilitatea să îl revedem pe Iurgis Kairis. Este unul dintre cei mai buni piloți de acrobații și a avut o reprezentație ceva mai devreme. A făcut deja spectacol, însă cei care nu au reușit să-l vadă mai au posibilitatea în cursul acestei zile încă de două ori, pentru că va mai veni în jurul orei 19, atunci când se va încheia tot acest spectacol aviatic, și totodată și în jurul orei 17, Iurgis Kairis, unul dintre cei mai performanți piloți acrobatici, așa cum spuneam, va performa din nou aici pe cerul capitalei la Bias. Este cea de-a 11-a ediție și s-a estimat că au venit aproximativ 50.000 de persoane până la această oră. Oamenii vin, pleacă, stau, admiră spectacolul, show-ul aviatic și, bineînțeles, că ulterior pot să se și răcorească aici cu toate produsele pe care le pot găsi, însă pot admira inclusiv tehnica militară, nu doar spectacolul aviatic pe care îl vedeți și dumneavoastră în aceste momente în imagini. Așadar, pot să vă spun că este a 11-a ediție și peste 100 de aeronave de război sau de transport, dar și parașutiști fac în continuare demonstrații la înălțime și, bineînțeles, că acest moment, așa cum spuneam, se va încheia undeva în jurul orei 21 și pe lângă faptul că Iurgis Kairis va fi cel care va închide această ediție a 11-a Bias, ei bine, vor fi și focuri de artificii, dar și un show pirotehnic extraordinar, promit organizatorii. Așadar, în acest an, pentru prima dată, am putut vedea la mitingul aviatic și o aeronavă Tarom, dar și mai multe avioane ale Aeroclubului Român și, cum spuneam, sunt foarte, foarte mulți spectatori care au venit astăzi aici, cei mai mulți dintre ei, desigur, însoțiți de copii, pentru că este un show aviatic extraordinar. Cei mici văd aceste acrobații spectaculoase și mulți dintre ei pleacă de aici convinși de faptul că atunci când vor crește, vor deveni piloți. Da, foarte frumos. Mulțumesc, Gabriela. Aproape 200.000 de turiști sunt acum în stațiunile de la mare. Oamenii au fost
fugit de Arșița din orașe, unde temperaturile au sărit de 36 de grade Celsius. În sudul litoralului, însă, salvamarii au arborat steagul roșu. Turiștii sunt sfătuiți să nu-și liște viața și să nu se avânte în valurile periculoase. Mare. Stațiunile, mai ales cele din nord, arată ca un furnicar. Plajele par și ele neîncăpătoare. Oamenii se strecoară cu greu printre cearșafuri, iar un șezlong liber este o adevărată victorie. Hotelurile și restaurantele au avut în aceste zile încasări ca în plin sezon. Gradul de ocupare este de 100%. Se ocupă destul de repede. Am venit dimineața, că am vrut să prind răsăritul. Da, am mai fost o dată anul ăsta în perioada cu nevărsii, dar nu a fost așa de bine. În sudul litoralului, salvamarii atrag atenția că valurile sunt mari și periculoase. Grav este că prea puțini își dau seama cât de important este să respecte semnificația steagului arborat pe plajă. În Mangalia, un bărbat de 57 de ani a plătit cu viața faptul că nu a luat în serios avertismentele. Omul a fost scos din apă de turiști, iar salvatorii care au fost chemați să intervină l-au resuscitat, dar nu au mai putut să-l salveze. Scandal monstru la marginea Bucureștiului. 6 oameni au fost răniți după ce 2 familii rivale s-au luat la bătaie chiar pe stradă. Vă avertizăm că urmează și liniștii publice. Condamnații pentru corupție fără pensii speciale. Astfel sună un proiect de lege inițiat de 2 deputați liberali. Florin Roman și Romeo Nicoară spun că o astfel de lege poate viza inclusiv pe parlamentari, procurori sau primari. Cei 2 deputați liberali au depus deja în Parlament proiectul de lege. Potrivit documentului, cei care beneficiază de pensii speciale și sunt condamnați definitiv pentru fapte de corupție să nu mai primească acești bani. Vizate ar fi persoanele condamnate pentru luare de mită, dare de mită, trafic de influență sau cumpărare de influență. Deputatul Romeo Nicoară și-a anunțat demersul și pe pagina sa de socializare, iar postarea a primit numeroase comentarii. Fără pensii speciale pentru cei care sunt condamnați definitiv pentru fapte de corupție. Am depus alături de colegul meu din PNL, Florin Roman, un proiect de lege care stabilește că, indiferent de cine sunt beneficiarii pensiilor, de la parlamentari până la procurori sau primari, nu vor mai primi pensii speciale dacă sunt condamnați pentru corupție. Fără diferențieri. Trebuie echitate în privința acestui tip de poziții publice. A scris deputatul pe pagina sa de socializare. Alertă în București după ce o fată a sunat la 112 și a anunțat că a fost sechestrată într-un apartament din drumul Taberei. 10 de echipaje de polițiști au pornit în căutarea tinerei și au scotocit întreg cartierul timp de 6 ore. Până la urmă s-a dovedit că a fost doar o alarmă falsă. Apelul a venit aseară în jurul orei 18. Cu o voce panicată, fata a explicat celor de la dispeceratul 112 că a fost răpită de pe stradă și închisă într-un apartament din cartierul Drumul Taberei. Ea s-a prezentat drept o fată de 16 ani, care și-ar sărbători ziua de naștere chiar astăzi, pe 24 august. Ba a și spus că de la geamul apartamentului vede un supermarket și o cupolă de biserică. Imediat după apel, 10 de echipaje de polițiști au împânzit toată zona și au căutat-o pe tânără. După ce au verificat câteva blocuri care corespundeau descrierii fetei, dar nu au avut succes, polițiștii au extins aria de căutare, însă tot fără să găsească nimic. Asta în timp ce tânăra a stat aproape tot timpul la telefon cu poliția și explica cu lux de amănunte unde se află. Ba la un moment dat, polițiștii ar fi identificat apartamentul cu pricina și au bătut la ușă, dar nu a răspuns nimeni. Sunată de agenți, tânăra a afirmat că nu a auzit nicio bătaie în ușă, așa că să o mai caute, că nu era apartamentul care trebuie. Abia după 6 ore, tânăra a sunat din nou la poliție și le-a spus celor care o căutau că nu mai este cazul să se agite. Fata le-ar fi transmis polițiștilor că nu ar mai avea nevoie de ei pentru că a ieșit din locuință. Mai mult, le-ar fi cerut echipajelor de poliție din apropiere, pe care le observă, să plece, ca să se poată duce până la farmacie. 2 ore mai târziu, tânăra a fost depistată de polițiști. Este vorba despre o minoră de 16 ani venită în capitală din Constanța, care a recunoscut că nu a fost nicio clipă în pericol și că totul a fost o farsă. Fata a fost dusă la poliție și a fost audiată. Președintele Braziliei a trimis până la urmă armata să se lupte cu flăcările care mistuie pădurea amazoniană. Cum de a luat această decizie, vă spunem după publicitate.
surpriză la un magazin Kaufland din Sfântul Gheorghe. Clienții au dat nas în nas cu un șarpe la raionul de legume. Reptila se tăra printre roșiile din lăzile expuse în magazin. Compania a transmis că situația a fost remediată la câteva minute după ce a fost semnalată. Marfa a fost retrasă, iar zona igienizată. O anchetă urmând să stabilească cum a ajuns șarpele printre produsele de la raft. În urma primelor verificări, se pare că șarpele ieșise din cutia cu smochine sosite din Turcia. La raion, legumele și fructele sunt plasate în cutiile în care vin direct de la furnizor. Un om a murit și al șase au fost răniți în două accidente ce au avut loc pe litoral la doar câteva minute distanță. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Primul accident și cel mai grav de altfel a avut loc în stațiunea Mamaia. Un șofer care conducea cu o viteză extremă a intrat într-un sens giratoriu unde pur și simplu a spulberat un alt autoturism. Impactul a fost atât de puternic încât mașina lovită a fost aruncată în zidul unui hotel. 5 oameni se aflau în cele două autoturisme, iar din păcate pentru unul dintre ei, șoferul mașinii lovite, medicii nu au mai putut face nimic. Ceilalți 4 au fost transportați la spital, 2 dintre ei fiind în stare destul de gravă. Au fost 5 victime, una încarcerată, o persoană este resuscitată, așa arată Dacia Logan. Potrivit martorilor, șoferul vinovat participa la o cursă ilegală pe străzile din Mamaia în momentul în care a produs accidentul. Doar aproape o oră mai târziu, la câțiva kilometri în Constanța, a mai avut loc un accident. Un șofer care conducea un bolid de peste 100.000 de euro a izbit în plin o altă mașină și a aruncat-o în peretele unei case. Ambii șoferi au ajuns la spital cu răni grave. Misiune grea a salvamontiștilor din Maramureș după ce un tânăr a căzut într-o prăpastie în timp ce se afla în drumeție pe munte. 3 ore s-au chinuit salvatorii să-l scoată din râpă. Bărbatul se afla în drumeție cu mai mulți prieteni pe munții de lângă orașul Baia Sprie. La un moment dat, în zona lacul Albastru, a alunecat și a căzut într-o prăpastie adâncă de 25 de metri. Un amic al tânărului a sunat la 112 și a anunțat accidentul. La fața locului au venit salvamontiștii, dar și un echipaj smurt. Însă operațiunea s-a dovedit a fi foarte dificilă. Prăpastia în care căzuse turistul era extrem de abruptă, iar întunericul și ploaia au făcut ca toată misiunea de salvare să fie și mai grea. După 3 ore, salvamontiștii au reușit să-l scoată pe tânăr din prăpastie, iar cei de la smurd i-au acordat primul ajutor. În cădere, bărbatul și-a pierdut cunoștința, însă și-a revenit destul de repede, dar are răni pe tot corpul, cele mai grave fiind la nivelul capului. El a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare, iar medicii spun că este în afara oricărui pericol. Summitul G7 a început în Franța, pe agenda fiind protecția mediului, conflictele comerciale, dar și relațiile cu Iranul, Rusia și Coreea de Nord. Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene. Președintele francez Emmanuel Macron, gazda summitului de 3 zile al liderilor G7, speră că reuniunea de la Biarritz va fi un prilej pentru a relansa multilateralismul și a promova democrația și egalitatea de gen. Amenințarea schimbărilor climatice și măsurile care ar trebui luate după combaterea acestora se află de asemenea pe agenda președintelui francez. Macron și-a exprimat îngrijorarea într-un mesaj postat pe Twitter față de incendiile care devastează cea mai vastă pădure tropicală de pe planetă, vorbind despre o criză internațională. De asemenea, Merkel și Trudeau vor ca G7 să discute despre incendiile din Amazonia. Se preconizează că liderii G7 se vor apleca și asupra relațiilor cu Iranul în urma deciziei acestei țări de a reduce punerea în aplicare a anumitor aspecte ale acordului nuclear. După luni de zile de proteste antiguvernamentale ale vestelor galbene, Macron a avertizat că măsurile de securitate de la Biarritz vor fi fără precedent. Ministrul francez de interne a trimis peste 13.000 de polițiști, susținuți de militari și de drone, pentru a asigura securitatea evenimentului. Summitul G7 sau grupul celor 7 reprezintă un forum de dezbatere și decizii politice care reunește în prezent 7 cele mai avansate economii ale lumii, plus Uniunea Europeană. Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit, Statele Unite ale Americii. Rusia a participat și ea la forumuri în intervalul 1994-2014, perioadă în care summitul s-a întrunit în format G8. Președintele Braziliei a trimis până la urmă armata să stingă flăcările care mistuie pădurea amazoniană. Decizia a luat-o după ce mai multe state au avertizat că vor impune sancțiuni economice Braziliei dacă nu se iau măsuri drastice pentru oprirea incendiului.
Președintele Braziliei Jair Bolsonaro a trimis soldații în zonele afectate de incendiu după ce Franța, Irlanda, Finlanda și alte state au anunțat că vor sancționa economic statul sud-american dacă nu iau măsuri urgente. Armata va fi în teren vreme de o lună, între 24 august și 24 septembrie, potrivit ordinului guvernamental. Pădurea amazoniană este esențială pentru echilibrul climei planetare. În plus, există suspiciuni că focarele au fost provocate pentru extinderea agriculturii și mineritului. Pădurea amazoniană este cea mai mare junglă din lume și are un rol esențial în încetinirea efectelor încălzirii globale, avertizează oamenii de știință. Președintele Braziliei a fost aspru criticat de către liderii lumii. Angela Merkel a spus că incendiul este o urgență acută, iar președintele Macron a scris pe Twitter: "Casa noastră arde." De altfel, datele colectate de sateliți și publicate de Institutul Național pentru Cercetare Spațială arată o creștere de 85% a incendiilor din Brazilia, majoritatea în pădurea amazoniană. În sezonul secetos pot apărea focare, însă de multe ori acestea sunt aprinse de oameni pentru a defrișa zone întinse în scopuri comerciale. O piatră de pe planeta Marte a fost denumită Rolling Stones Rock. Este un omagiu adus de oamenii de știință de la NASA trupei lui Mick Jagger. In 1964, two epic launches occurred. The first Rolling Stones album and Mariner 4, which was the first Mars flyby satellite. But here's the synchronistic part. Recently, NASA's first interplanetary West Coast launch to Mars was a resounding success. While landing on the red planet's surface, it displaced a rock that rolled a fair distance in view of its onboard cameras. And some scientists at NASA's Jet Propulsion Laboratory, in a fit of fandom and clever association, they put forth, why don't we name it Rolling Stones Rock? Pentru ca piatra să primească oficial numele de Rolling Stones Rock, era nevoie nu doar de votul oamenilor de știință, dar și de acordul a 60.000 de persoane. De aceea, actorul Robert Downey Jr. a urcat pe scenă înaintea concertului Rolling Stones de la stadionul Rose Bowl și a anunțat fanii de ideea cercetătorilor NASA. All those in favor of officially naming it Rolling Stones Rock say aye. Un accident care a avut loc în Statele Unite este folosit de polițiștii americani pentru a demonstra la școala de șoferi ce se poate întâmpla atunci când intri într-o depășire ilegală. Accidentul a fost cauzat de un tânăr de 18 ani care a depășit în curbă, pe zăpadă, și a intrat într-un camion ce se deplasa pe contrasens. În momentul impactului, SUV-ul a lovit rezervorul camionului, care a explodat. Tânărul a scăpat cu viață, fiind salvat din flăcări chiar de șoferul camionului, care a filmat accidentul cu o cameră aflată pe bordul mașinii. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Rămâneți alături de noi. La Fix urmează emisiunea 360 de grade cu Alina Bădic. Pe curând!